Fața magică. A fost odată ca niciodată un sat mic, în care trăia un țăran cu cele două soții ale lui. Prima lui soție a devenit urâtă cu vârsta și așa că s-a căsătorit cu altă femeie frumoasă. Prima nevastă se numea Stella și a doua Bella. Totul era normal, pe cât poate fi un astfel de stil de viață normal. Oricum, au trecut ani și ani. Apoi, într-o zi, când Bella era foarte mândră de frumusețea ei, a început să fie obraznică, arogantă și rău intenționată cu Stella. Cine mi-a atins trusa de machiaj? Ce s-a întâmplat, surioară? Am folosit-o eu ieri, dacă nu ți-a plăcut, nu o vei mai face de acum încolo. Wow! Credeam că ești cerșetoare, dar ești și hoață! Două lacrimi au curs pe obrajii Stelei. De ce mă tachinezi, Bella? Nu sunt cerșetoare și sunt mai mare ca tine. Cum pot spune așa ceva? Bella s-a înfuriat și a spus: Ce ai spus? Cum pot? Acum vei vedea ce pot face. Apoi, într-o noapte: Stella! Stella, ce faci? M-ai chemat? Ups, nu tu, am vrut să spun Bella. Ambele nume sunt similare și le mai încurc. Stella s-a simțit prost și a spus: Bella își face machiajul în camera ei. Spune-mi ce ai de făcut. O voi face eu pentru tine. Wow! Ai văzut că întârzi puțin și eu? Și te-ai decis să mă bârfești? Nu, Bella, nu te-am bârfit deloc. Serios? Mi-am lăsat munca neterminată și am fost ocupată să mă machiez. Nu mă bârfești? Nu, Bella. Ai auzit greșit. Da, sunt și proastă să înțeleg. Nu vă mai certați. Stella, servește cina. Stella s-a îndreptat spre bucătărie. Oh, Bella, frumoasa mea soție, de ce te cerți cu ea? Doar ignoră fața aceea urâtă. Acum ascultă bine. Mâine dimineață voi merge în satul din apropiere pentru lucru. Mă voi întoarce seara. Asigură-te când plec că nu voi vedea chipul urât al lui Stella. Ar trebui să o ții ocupată cu munca. Voi merge și la târg acolo. Spune-mi, ce vrei să-ți cumpăr? Oh, wow, nu uita să cumperi bijuterii de aur pentru mine. Stella a venit și ea acolo. Apoi soțul ei s-a întors spre ea cu o privire răutăcioasă și a întrebat-o: Ce mai vrei acum? Nimic, doar să vii de vreme acasă. Siguranța ta e cel mai important lucru pentru mine. Auzind asta, Bella s-a înfuriat imediat și a spus: Tu! Nu te mai amesteca în afacerile altora, fă-ți munca bine! Vreau toată munca terminată până seara. Da, Bella. Stella s-a simțit prost și a mers să lucreze. În timp ce lucra, s-a gândit la ea. Ar fi mai bine pentru mine să plec din casa asta cât de repede posibil. Păi, nimănui nu-i pasă de mine aici. De ce aș mai sta? Dar unde mă pot duce? Am doar pe soțul meu. Dar mă simt sufocat aici. Ar trebui să merg în junglă, să-mi trăiesc restul vieții acolo. Cel puțin apoi nimeni nu mă va deranja și nimeni nu mă va mai putea critica. În aceeași noapte, Stella a plecat de acasă și s-a îndreptat spre junglă. A mers până la răsărit și apoi în pădure adâncă a văzut un copac bătrân. În jurul copacului a văzut multe frunze moarte și a spus: Oh, cât de multă murdărie în jurul acestui copac! Ar trebui să-l curăț pentru ca pomul să poată respira mai bine. Și l-a curățat repede. Cine ești, copila mea? Sunt Stella. Am plecat din casa soțului. Oh, e bine, copila mea. Ar trebui să mergi încolo. Și poate ghinioanele tale se vor încheia. Așa că și-a continuat drumul și a văzut un bananier îndoit
tare din cauza greutății fructelor. Oh, acest copac are nevoie de sprijin. Cum îl pot ajuta? Da, ar trebui să folosesc niște bețe să-l susțină. Asta și-i făcut. Oh, wow! Mulțumesc, copila mea! Ar trebui să mergi încolo și vei găsi un lac magic. Doar sari în el odată și vei avea noroc garantat. Mulțumesc, copacule! Așa că a continuat pe drum până a găsit un lac magic și imediat ce a sărit și a notat înapoi spre mal, s-a transformat într-o domniță frumoasă și tânără. Era fericită și recunoscătoare și s-a întors la bananier. Ești bună și manierată, de aceea meriți asta. Rupe una din crengile mele și oricând ți se va face foame, această creangă îți va da toate mâncărurile pe care ți le dorești. Acum mergi la casa ta și fii fericită! Mulțumesc, copacule! Imediat ce a trecut de bătrânul copac, acesta a oprit-o și a spus: copila mea, ești o persoană cu suflet bun și meriți această oală magică. Ia-o și oricând îți pui mâna în ea și îți dorești ceva, bijuterii prețioase și haine frumoase vor ieși. Acum mergi la casa ta și trăiește viața din plin. În curând, Stella s-a întors acasă și imediat ce Bella a văzut totul, a spus: de unde ai luat toate astea? Și cum ai ajuns așa tânără și frumoasă? Stella a zis totul și a spus: așa că, surioară, asta e povestea și acum asta e a noastră. Vino, ia orice vrei. Nu sunt o cerșetoare ca tine. Acum voi merge eu acolo și voi câștiga și eu aceste obiecte. Așa că a mers în pădurea adâncă și imediat ce a văzut bătrânul copac, nu s-a oprit, ci a continuat și pe lângă bananier și în curând a găsit pomul îndoit. Hei! Unde e lacul magic? O să-ți spun, dar înainte te rog ajută-mă. Mă voi rupe dacă nu mă ajuți. Nu e problema mea. Spune-mi unde e lacul magic sau te voi rupe chiar eu. Așa că a continuat pe drum și a găsit lacul magic. A sărit în el și a devenit mai frumoasă decât înainte. Dar s-a locomit și a spus: dacă o baie mă face așa frumoasă, ce se întâmplă dacă mai sar odată? Așa că a sărit în el iar și de data asta s-a făcut urâtă și de frică a sărit de mai multe ori. Dar de fiecare dată era mai urâtă ca înainte și în curând părea să aibă cel puțin 100 de ani și s-a necat în apă. Numai apoi, când soțul s-a întors, a văzut-o pe Stella. A văzut că Bella nu mai era acolo. A fost fericit că nu mai era. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!